Vă salut, iubiți credincioși! Vă mulțumesc, ca de fiecare dată, pentru bunătatea și înțelegerea de care dați dovadă. Pentru că ne apropiem de marea sărbătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât să aflăm împreună de ce a murit Iisus. Iată ce ne spune Biblia. Iisus a murit pentru ca oamenilor să li se ierte păcatele. Astfel, ei pot beneficia de viață veșnică. Moartea lui Iisus a dovedit totodată că un om poate să-i rămână loial lui Dumnezeu, chiar și în cele mai grele încercări. Să vedem cum poate moartea unui singur om să realizeze atât de multe. Iisus a murit pentru iertarea păcatelor. Citim în Coloseni, capitolul 1, versetul 14. Primul om, Adam, a fost creat perfect, fără păcat. Cu toate acestea, el a ales să nu asculte de Dumnezeu. Neascultarea lui Adam sau păcatul lui a avut consecințe grave asupra tuturor descendenților săi. Biblia explică: prin neascultarea aceluia singur, mulți au ajuns păcătoși. Și Iisus a fost perfect, însă El nu a păcătuit. Prin urmare, El putea fi o jertfă de împăcare pentru păcatele noastre. Așa cum neascultarea lui Adam a adus păcatul în toată familia umană, pângărind-o, tot așa moartea lui Iisus înlătură păcatul, curățindu-i pe toți cei care exercită credință în El. Într-un anumit sens, Adam i-a vândut pe oamenii păcatului. Iisus a murit de bunăvoie în folosul nostru, a răscumpărat întreaga omenire, care acum îi aparține. Așadar, dacă cineva comite un păcat, avem un ajutor la Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. Apoi, Iisus a murit pentru ca oricine manifestă credință în El să nu fie distrus, ci să aibă viață veșnică. Adam a fost creat să trăiască pentru totdeauna, însă, păcătuind, și-a atras pedeapsa cu moartea. Prin Adam a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Și astfel, moartea s-a extins la toți oamenii, fiindcă toți au păcătuit. În schimb, moartea lui Iisus nu numai că înlătură păcatul, dar și anulează sentința morții în cazul tuturor celor care exercită credință în El. Biblia rezumă această idee astfel: așa cum păcatul a domnit împreună cu moartea, tot așa să domnească și bunătatea nemeritată prin intermediul dreptății în vederea vieții veșnice prin Iisus Hristos, Domnul nostru. În prezent, durata de viață a oamenilor este mică, însă Dumnezeu promite că le va da oamenilor drepți viață veșnică și că îi va învia pe cei care au murit, pentru ca și ei să beneficieze de pe urma morții de jertfă a lui Iisus. Iisus a fost ascultător până la moarte, dovedind astfel că un om poate să-i rămână fidel lui Dumnezeu, indiferent de încercări. Deși a avut un corp și o minte perfecte, Adam nu a ascultat de Dumnezeu, pentru că a dorit în mod egoist ceva ce nu-i aparținea. Mai târziu, Satan, dușmanul principal al lui Dumnezeu, a insinuat că niciun om nu va asculta de Dumnezeu fără să aibă un interes, mai ales când viața îi este în joc. Totuși, Iisus, un om perfect, a ascultat de Dumnezeu și i-a rămas loial, chiar dacă aceasta a presupus o moarte rușinoasă și dureroasă. În acest mod, chestiunea ascultării a fost clarificată pentru totdeauna. Un om îi poate rămâne loial lui Dumnezeu
oricât de grele ar fi încercările sau testele prin care ar trebui să treacă. Iată în continuare și câteva întrebări legate de moartea lui Isus. De ce a trebuit Isus să sufere și să moară ca să răscumpere omenirea? De ce Dumnezeu nu a anulat pur și simplu sentința cu moartea? Conform legii divine, plata păcatului este moartea. Dumnezeu nu i-a ascuns lui Adam această lege, ci i-a zis clar că pedeapsa neascultării avea să fie moartea. Când Adam a păcătuit, Dumnezeu, care nu poate să mintă, și-a respectat cuvântul. Adam le-a transmis descendenților săi nu doar păcatul, ci și plata păcatului, adică moartea. Deși oamenii păcătoși merită pedeapsa cu moartea, Dumnezeu și-a extins asupra lor bogăția bunătății sale nemeritate. Măsura răscumpărării omenirii, și anume trimiterea lui Isus ca jertfă perfectă, se dovedește a fi dreaptă și îndurătoare. Când a murit Isus? Isus a murit la ceasul al 9-lea de la răsăritul soarelui, adică în jurul orei 3 după amiaza, în ziua în care se sărbătorea Paștele evreiesc. Potrivit calendarelor actuale, această dată corespunde zilei de vineri, 1 aprilie 33 era noastră. Unde a murit Isus? Isus a fost executat pe așa numitul loc al craniului, care în ebraică se numește Golgota. Pe timpul lui Isus, acest loc se afla în afara porții Ierusalimului. Se pare că era pe o colină, întrucât Biblia spune că unii au privit execuția lui Isus de la distanță. În prezent însă, nu se cunoaște cu exactitate unde era Golgota. Cum a murit Isus? Deși mulți cred că Isus a fost crucificat, adică executat pe o cruce, Biblia spune: El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Referindu-se la instrumentul de execuție al lui Isus, scriitorii Bibliei au folosit două cuvinte grecești, stauros și xilon. Mulți erudiți au ajuns la concluzia că acești termeni desemnează o bucată de lemn sau un stâlp vertical. Cum ar trebui să ne amintim de moartea lui Isus? În seara Paștelui evreiesc, care se sărbătorea anual, Isus a instituit împreună cu discipolii săi o ceremonie simplă și le-a dat următoarea poruncă: continuați să faceți lucrul acesta în amintirea mea. După câteva ore, Isus a fost executat. Scriitorii Bibliei l-au asemănat pe Isus cu mielul sacrificat de Paște. Așa cum sărbătoarea Paștelui le reamintea izraeliților că au fost eliberați din sclavie, tot așa și comemorarea morții lui Isus Hristos le reamintește creștinilor că au fost eliberați din păcat și moarte. Paștele se ține la 14 Nisan, potrivit calendarului biblic lunar, și a fost o sărbătoare anuală. Prin urmare, primii creștini au ținut comemorarea o dată pe an. În fiecare an, în ziua care corespunde datei de 14 Nisan, milioane de oameni de pe tot pământul comemorează moartea lui Isus. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și aștept cu interes părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Vă reamintesc că puteți să ne scrieți la adresa teoriincredibileoffice@gmail.com. Până data viitoare vă doresc numai bine, Doamne ajută!